Cum a fost la cutremurul din 77 aici în Vrâncioaia, de unde a plecat? A fost greu. A fost puternic, tare. Tare, tare. Era un țipit, era o... Aoleu, mă. Uite pe casa mea, țigla a fugit într-o parte. Atunci, de acolo am așezat tot din nou, care s-a mai spart, care și ei, dar am așezat. Pe drum, așa cum erau oamenii. Erau, ieșe să săraci, toată lumea ieșe pe drum, să uita, să țăpau, care... Era frică că mai face o replică de aceea cum a fost, dar atât că n-a ținut mult. Dacă ne frică nouă aici, păi și de la oră și fac sărași care stau pe blocuri, pe apartamente, cu 10 etajuri, ce? Fac așa sărași. Tremurul a fost fioros, dar la noi a fost cum a fost, dar la Valea a fost mai rău. Mai rău. Am ieșit cu copchii afară, am ieșit pe ulițele astea, țupau care mai de care, care vineau de pladial, care... Fioros, ce să-i, puterea lui Dumnezeu, n-aveam ce face. Dar asta doar nu e de la noi, de la Dumnezeu puterea și să duci. Asta e treaba. Dumnezeu când dă un ordin, nu atunci... Băi, e frică de cutremuri? Nu ne frică. Vă e frică de cutremure? Cum să nu e frică? Că într-un an am eu, cred cu arhii, 40 de ani. Pe așa-l mare băiatul, din... s-a cutremurat de achicat și veselarul de pe paret. Și eram în război, uite așa face războiul, țasam că pe aici, pe la noi, să țasă. Și am luat băiatul de schenare, hai mamă că se cutremură pământul. Zgherau animalele în cuște, în ocoale. Găinile, câinii, latrau, doamne, dar nu știu, eu nu știu ce an, 40 de ani sunt de atunci. Câte cutremure pleacă de aici, din Vrancea, către toată lumea? Dacă ne referim la cutremure mici, poate în fiecare zi avem câte un cutremur. Dacă ne referim la cutremure mai mari sau la cutremurile simțite, am putea să spunem că ele sunt mai rare. Dar cel puțin pe lună, cel puțin avem un cutremur de magnitudine în jur de 4, peste 4. Iar mai mari, aș putea spune peste 5, sunt mai rare, 1-2 pe an.